Al treilea principiu al dinamicii a fost formulat pentru întâia oară tot de Newton. El se mai numește și principiul acțiunilor reciproce și ne arată că o forță măsoară o interacțiune, adică presupune întotdeauna două corpuri. El poate fi formulat astfel. Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță pe care o numim acțiune, atunci al doilea corp acționează asupra primului cu o forță egală în modul, dar de sens contrar, pe care o numim reacțiune. Dar oricare forță poate fi atât acțiune cât și reacțiune. Depinde de care este corpul care ne interesează. De pildă, dacă vorbim despre un corp, spunem pământul atrage acest corp. Știm asta, nu? Simțim această forță, o numim greutate. Și în acest caz, aceasta este acțiunea. Dar, după cum vedeți în desen, și corpul atrage pământul cu o forță egală în modul cu forța cu care pământul atrage corpul, iar acea forță este reacțiunea. Și numim greutatea acțiune, nu pentru că e mai importantă, ci pentru că ne interesează ce face acest corp și nu ce face pământul. Această forță este mult prea mică pentru a avea un efect semnificativ asupra pământului. Deci nu putem acționa în niciun fel asupra unui corp fără ca și el să acționeze asupra noastră. De pildă, dacă am două fire elastice legate unul de celălalt, nu pot să-l întind pe unul fără să se întindă și celălalt. Este imposibil. Sau spunem de multe ori, magnetul atrage fierul. Dar așa cum ne arată desenul, se vede că și fierul atrage magnetul. Cele două dinamometre din desen arată aceeași forță. Magnetul nu poate atrage fierul fără ca și fierul să atragă magnetul. Exprimarea care descrie corect principiul al treilea este pământul și corpul se atrag. Sau magnetul și fierul se atrag. Pământul și luna se atrag și așa mai departe. Principiul al treilea ne arată că oricare forță din univers are o pereche egală cu ea și de sens contrar. Și asta înseamnă că dacă universul este singurul lucru care există, rezultanta tuturor forțelor din univers este zero. Cea mai frecventă greșeală care se face în legătură cu principiul al treilea la rezolvarea problemelor este că se aplică acțiunea și reacțiunea asupra aceluiași corp. Așa ceva nu se întâmplă niciodată, e chiar absurd. Interacțiunea presupune întotdeauna două corpuri. Pe scurt, niciodată acțiunea și reacțiunea nu acționează asupra aceluiași corp și nu există nicio acțiune fără reacțiune. Mai trebuie înțeles că, deși acțiunea și reacțiunea sunt egale în modul, efectele lor sunt în general diferite, pentru că efectul unei forțe nu depinde doar de forță, ci depinde și de corpul asupra căruia acționează. Pe curând!